Trebuie doar să crezi în tine. Da, vreau! Te duc! Ai cerut-o de nevastă pe Adriana, mă! Ce visezi, stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Puterea dragostei. Suntem cei mai buni prieteni. Ai crezut că mă muști? Hai că scriu ce simt, da? Da. Da, ce George, ce romantic ești tu! Ai luat chestia. Bună dimineața! Dimineața! Buenos dias! Cristian, parcă ai luminat casa, nu știu cum să zic. Poftim? Ai luminat casa, nu știu cum să zic. Bună dimineața! Iubire! Am zis că ai luminat casa, nu știu cum să zic. Cine a zburat așa? Stilul vestimentar. Bună dimineața! Dar vezi că ți-ai uitat stilul de dans, Cristian. Cristian, cred că ți-ai lăsat stilul de dans acasă. Nu. Cum ați stat, Cristian? Muzica. Mă mai iubește și pe mine cineva? Mai iubire, de ce faci așa? E bine. Se știe. Mă mai iubești, practic. Da, șterge și voi. Măi, Alexandru, ce ai dimineața asta? Ce? Iar ai vorbit, Adrian? Da, șterge și voi desenul ăla după tablă. De ce? Că iubita lui Marinescu. Te desenăm pe tine? Da, avem aici noi. Hai că este dacă e. Desenează pe Adriana. Azi că o desenezi pe Adriana, ia. S-a dus, mă, nu mă... Ia arată-ne cât de artistic poți tu să fii. Hai băi, să caut creta. Arată-ne și nouă cât de artistic. Unde a spus creta? Băi, Alex. Băi, Alex. Cine vorbea așa? Pe tabă. Nicos. Nu. Nu e Nicos, nu vorbea. Cine a luat creta de la... Zi, de la Fernando. Ăla, Fernando, de la... Nu mai știu. Cine a luat creta, băi? Ce vrei să-mi desenez portretul, Alex? Da, să desenez pe Adriana! Vezi, poate mă faci groaș chilopată pe acolo! Te fac frumoasă, că realitate e bine! Ia vezi, vezi! La venirea lui Comănici, lui Spărareș, te-ai folosit cu el, practic, e bluzița aia ta verde de pe tine, o dai jos, o arunci la gunoi și acum le pe Comănici! Oricum, niciodată nu o să-ți faci relație, dar cu Rareș, pentru că este mult mai mic de Rareș. Așa și? Îl iau să-l crezi, care-i problema? Îi place și de Rareș, dar și de Cristi. Pentru că e ceva... Oricum îmi place mai mult, oricum îmi place mai mult de Rareș. Păi și acum ce faci, Maria? Mă cunosc cu Rareș, ce pot să fac? Și Cristi? Cum adică și Cristi? Cât de la... 1 la 100 îți place de mie, dar fără să minți. Da, am spus eu că îmi place de tine. Știu că vrei ca eu să spun chestia asta, dar nu o să spun. Vreau să te schimb. Ce? Nu, că m-a schimbat de 600 de ori. Nu te-ai schimbat. Ba da. Eu ți-am zis, ori te schimb. Nu mai vorbi cu mine, dacă nu... Tu nu poți să te schimbi și tu nu poți să-mi oferi mie de ceea ce am eu nevoie. Nu are rost să pierd în timp împreună. Pentru că nu stau bine, mă faci să sufăr așa. Nu am telecomandă. Mariana, ce nu-ți
convine. Că te bagi unde nu-i treaba ta. Îl vrei pentru Adriana și vroiai ca să-l las liber? Sau îl vrea Părareș pentru tine? Nu știu. Vreau să mă lămurești dacă e așa sau nu, ca să nu-mi pierd timp. Ți-am zis că în acest moment îl cunosc Părareș. Mie mi-ai spus altceva, dar văd da. Că... cuvintele le spunem așa, ca să le spunem. Rare, mai oprește, că vorbești prea mult. Vorbesc și eu ca să mă aflu în treabă uneori. Păi da, cu mine da. Dacă asta crezi, este părerea ta. Dacă tu nu ai fi dat speranțe, nu s-ar mai fi întors aici. Da, asta e Mariana vinovată. Asta e, mi-asum, eu sunt vinovată că am vorbit cu el cât el a fost acasă. Altceva? Ai afară. Măi, încetați, Andrada. Părinții tăi nu văd cât ești... Părinții tăi nu văd câte femei ai? Fiecare dintre voi va trebui să scrie numele unui băiat cu care crede că ar putea forma o relație aici, în casă. Ce ai face dacă ar pleca Andrada? Nu știu. Ai plecat după ea? Nu. Ia să vedem. Romina, ce ai scris acolo? Nu poți să argumentezi de ce am scris. Eu am scris Cristian. Cristian! Romina, a scris Cristian. Cristian. Da. Te așteptai la asemenea lucru? Da. E singura fată care a rămas pe bară. Sunt eu. Este Adrian. Yay! Va trebui să luăm și o decizie. Iar decizia este aceea că... George, aveam o întrebare rămasă de ieri, dacă ești drăguț să-mi răspund. I'm listening. Wow! Nața ce? Bună dimineața, am zis. Bună dimineața, nu am crezut că vrei bună să continui dimineața. Cu altceva. Păi bună dimineața, aștept să-mi spui tu bună dimineața aia. Nu cred că am motiv aia. Nu e vorba că sunt rușinos, că nu sunt de fel, dar nu cred că am motiv. De bun simț, da. Chiar. A, de bun simț, da, într-adevăr, de bun simț pot să zic bună dimineața. Te-ai duce la camera roșie cu Marinescu, este... E grele. Da. Adică. Îmi pare rău, dacă este cineva care merită o cameră roșie... Eu și cu Marinescu! Noi doi, cameră roșie? Da, ce, n-am mai avut? Da, ce? Aia. Ce vrei tu să vorbești la camera roșie cu mine și nu poți să vorbești aici? Tu cu Marinescu meriți o cameră neagră! Zi aia, ce vrei tu să vorbești în camera roșie și nu poți să vorbești aici? Am zis și eu așa... Vreau să vadă cum o privești! Vrei să luai camera roșie cu mine? Hai să o luăm altfel! Deci cu aia nu vrei cameră roșie, dar cu Mădălina de ce vrei date? Cu Mădălina vreau date? Da. Îmi place extrem de mult să mănânc, sunt foarte gomană. Dar dai o mâncare, dragul meu. Aia. O iubire mare. Aia. Da. Vă stă super bine împreună. Mai trebuie încă o săgeată pe mine. Hai, lasă, știu că îți place, lasă. Ce că-mi place? Vezi că vine și jitarul la filmări. Marinescu, chiar că stă bine, jur. Aia, dar... Ești tot într-un zâmbet. Hai că... Da, sunt tot în... Da, corect. Hai găsi-mă că... Da, ești o femeie frumoasă. Dar nu pot să trec de treaba asta, știi, de ambalaj. Că nu am ce să văd altceva aia. Păi nici n-ai încercat să vezi. Nu poți să treci de ambalaj? Am încercat. Nu. Am încercat aici să observ anumite chestii. Da. Nu ai încercat. Poate ascunde o comoară acolo, Marinescu, și dacă o descoperi, s-ar putea să-ți o ia corpul, razna. O comoară? Ce faci, iubirea mea? Ai auzit, Marinescu, dacă reușești să treci de ambalaj? Aud foarte bine, foarte bine. Să nu-ți o ia corpul, Alexandra, hai să zic o chestie. Are... Marinescu nu e demn nici de ambalajul de care vorbește, dar aminte știu, de dragul meu, Cristian, dar momentan aveam o întrebare pentru George, dar se pare că nu este astăzi cu noi în casă, așa că îl las pe altă dată. Și o muzică, o melodie așa, ia uite ce zâmbești, Marinescu. Nu ce să ne pune, că să nu mai ești nici momentul oamenii. Da. Dar tu de ce ai arătat așa? Nu, când te-a băgat Marinescu în cadru. Ai vorbit iară, este? Pentru că nu vreau să fiu băgat cu forța în cadru. Nu, el o sună seara pe Mariana de asta. Ce faci, mă? Ce-am făcut eu? O sună seara pe Mariana. Aia, nu mai băgați. Mă gândeam că nu mai vrei pe aia. Păi de asta a zis nu. Păi tu vorbeai cu... Gata, fii atent că acum... Vorbeai la telefon cu Rareș. Mare ceartă, casa puterea dragostei... Bă, dar voi faceți... Versus Marinescu, Mariana. Pentru inima aia. Dar nu e cazul la mine. Nu e cazul? Este adevărat că Rareș mi-a dat mie telefonul? Da.
poftim. Jitaru, știi ce nu înțeleg eu? Și ce nu înțeleg eu? Lasă aia că a intrat Rareș în baie dacă e cu telefonul și mai era și în lingerie. Hai, lasă. Dar prima dată a zis. Deci Rareș a intrat în baie cu telefonul și mi l-a pasat mie. Adevărat? Poftim? Aici are dreptate Jitaru. Jitaru! Da. Vrei și tu banii înapoi după flori? Ce-a zis? Dacă vrei banii înapoi pe flori. Nu. Aoleu, trebuie. Niciodată. E greu acolo. Niciodată. Mariana? Da. Ceea ce ofer, ofer din inimă. Foarte frumos. Chiar și-o inima a oferit și i-a oferit aia inimioara lui și da, și o sună, vorbește seara cu Mariana. Hai, lasă-mă că ai auzit că a pasat telefonul. Aia. Mariana? Da. Dar tu acum ce faci? Că ești pusă într-o situație dificilă. Ce te interesează? Adică între trei bărbați. Adică știu eu ce o să facă. Nu, nu mă, nu Cristi, nu cu mine. Gitaru, mă vezi ce bine stau pe... Și aia cine e? Adriana. Mamă, ce bine seamănă cu tine, Alexandru. Mariana, ce vei face în situația asta? Stau bine pe scaun deocamdată, Gitaru. Lasă că știu că stai bine. Am văzut că ești destul de tăcută de când am venit eu de aici. Eu? Da. Tăcută? Eu cel puțin ce am văzut la televizor. Ieri mai bine era tăcută. 30% din timpul de difuzare era ocupat de... Am făcut pace cu Marinescu, îmi pare rău. Pace noi doi? Ieri mai bine erai tăcută, sincer. Cum mai, Marinescu, de ce te miri? N-am făcut pace noi doi? Mai auzi și pe mine. Când o să fac eu pace cu tine pe planeta asta? Cum mă, că tu ai zis că de azi înainte eu cu Mariana avea dialoguri civilizate, nu asta ai spus? Poate când o să descopere viață pe altă planetă, atunci să facem pace. Mariana, dar poți să te duci tu pe altă planetă. Dacă... Marinescu, da, Maria, nu ți-aduce aminte vorbele tale? Nu, nu, reamintește-mi de tu. Tu ai spus că de azi reamintește-mi de tu. Vei purta doar dialoguri civilizate. Atâta timp cât eu nu mă iau de tine, tu nu o să te iei de mine. A, tine. Dar te-ai luat mult, mult prea mult. Poftim? Te-ai luat extrem de mult și gala asta te-ai luat de mine la fel. Și nu ți-ai zis nimic. Dar nu m-am luat de tine. Pur și simplu erau subiectele care le-am avut în cursul săptămânii și trebuia să le discutăm. Doar nu vreau să le discut eu singură. Era da, ok, discută-le. Ai făcut parte din acele discuții și era normal să discutăm. Ok. Ca doi colegi. Da, mi se pare foarte normal să faci treaba asta. Poftim? Da, încearcă să nu te mai... Să nu mai fii țățică, gen să zic. Ce să fiu? Țățică. Vrei să fiu țățicață? Asta zic, vorbește, dar vorbește... Păi, dar ce-am zis? Mamă, Marinescu, le reinventezi vocabularul limbii române. Păi uite că nu vreau să zic țață, că după aia o să o deranjeze, probabil. Țățică, n-au, e una mai mică. Marinescu, auzi, Mariana? Ești așa de stresat de când am venit că nici nu mai poți să mai vorbești cu el. Stresat? Poftim? Agitat? A început să iasă pe afară, se învârtea, se nu știu ce. Era... Ești în stare de șoc. Tu, practic, acum, la venirea lui Comănici, lui Spărareș, te-ai folosit cu el... Practic e bluzița aia, e bluzița aia ta verde de pe tine, o dai jos, nu o dau o arunci care place că ai venit cu și acum o arunci la gunoi și acum le pe Comănici. De ce vorbești cu numele lui Rareș? Nu înțeleg. Păi Rareș nu vrea să vadă treaba asta. Ce nu vrea Rareș? Vorbea numele. Am vorbit cu Rareș tu mai bine ce am vorbit. Mariana, nu ești tu măsură. Nu vorbea... Ba da. Nu vorbea numele lui Rareș, vorbea numele tău. Numele meu? Păi a zis că o să-l arunci la gunoi pe Rareș. Dar de unde știi tu ce fac eu? Păi asta faci. Ce fac? Tu oricum ai venit aici să-ți cauți o... Păi oricum, tu oricum niciodată nu o să-ți faci relație, da, cu Rareș, pentru că este mult mai mic de Rareș. Așa și? Da? Mă bucur. Și nici cu Comănici. Dar cu cine? Da, înțelegi? Nu vreau să-l crezi, bagă pe Jitaru. Nu vrea cu nimeni, frate, nu vrea cu nimeni. Uite, asta e părerea ta. Nu vrea cu nimeni să facă. Îmi place. Ea vrea să aibă o viață. Ea vrea să aibă o viață cu foarte multe de o săptămână mai plictisit cu beneficii, să nu să eram sigur că ăsta e cuvântul. Care sunt beneficiile care le-am eu la aceste două foarte potent financiar? Ai spus tu singur că ea vrea la oraș sau și la oraș sau și la țară? Cum să-i spui că ea caută un băiat? Și la podiș ai zis că îi place? Asta caută, frate. Mariana nu caută un bărbat. Eu. Marinescu, nu uita că am crescut la țară, deci prin urmare... Mariana nu caută un bărbat potent financiar. La tine din Moldova. Da? Frate, ce urât. Poftim? De la tine, de unde ai zis de la țară, ai venit la București, deci a vrut un trai mai bun. Apoi ai venit aici la emisiune să te vadă lumea. Nu te aud. Mariana, tu nu cauți un bărbat potent financiar, dar tu meriți un bărbat potent financiar. Crede-mă. Vreau să mă duc să pun și o poza asta lângă poza lui Adriana, vă rog. Să o salut pe iubita mea. Pun poza asta lângă poza lui Adriana și plec. Și eu, nici pot? Pun poza asta în locul la poza lui Adriana. Sau o pun lângă ea, așa, să se asemene. Și vin imediat înapoi. Ai întrebat-o. Ce zici?
Ne lasă. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.